În săptămâna în care Mântuitorul Iisus Hristos petrece în cetatea Ierusalimului, dă diferite sfaturi celor pe care îl ascultă, dar toate au în ele tenta și necesitatea pildelor prin care oamenii să recunoască că ceea ce va urma să se întâmple se datorează numai datorită incertitudinii, datorită dezinformării, datorită manipulării lucrurilor și la vremea respectivă istorică din vremea Mântuitorului Iisus Hristos, când lumea era la fel de colorată în gândire, în mentalitate. Unii credeau în înviere, alții nu credeau în înviere. Alții credeau în Hristos și în minunile Lui, alții contestau minunile Lui. Auzim spunându-se în Sfânta Scriptură, cu diavolul scoate pe draci. La care Mântuitorul Iisus Hristos întreabă simplu, dacă eu scot cu Belzebut pe diavol, fiii voștri cu cel vor, cu cei va scoate? În momentul în care arhiereii și cărturarii trec prin marea dramă a învierii lui Lazar, cel mort de 4 zile, zvonistica și mișcările curente ale vremii încep să se schimbe. Haideți să-l omorâm pe Lazar. Iar cei mai înțelepți spun, nu este bine, deja l-a văzut foarte multă lume înviat. Nu procedăm corect. S-ar putea, făcând lucrul acesta, oamenii să devină și mai fideli acestui învățător și să-l urmeze. La care arhiereu cel mai în vârstă, Caiafa, spune așa, dar de ce să piară tot poporul și să ne piară nouă reputația și legea și învățătura când poate să piară un singur om? Și din clipa aceea i-au pus gând rău ca să-l omoare. Motivația pentru care Iisus Hristos și-a stârnit întreaga controversă asupra persoanei sale nu este în aceeași măsură de factură dogmatică sau teologică, pentru că și din cei de la Sinedriu erau unii care l-ascultau în taină și deseori mărturiseau și spuneau că omul acesta a vorbit atât de frumos încât nimeni n-a mai vorbit vreodată ca el. Și mai mult decât atât, Iosif din Arimateea și cu Nicodim, cel ce aștepta mântuirea în taină, deseori se duceau și îl căutau pe învățătorul Iisus și dezlegau locuri tari din Sfânta Scriptură. Noi trebuie să știm și astăzi, după 2000 de ani, deși Sfânta Scriptură este scrisă din vremea lui Moise, pe lângă că este Cartea Neamurilor, Sabia Duhului, scrisoarea lui Dumnezeu către lume, cârma lumii acesteia, ea este încă o carte controversată. Este încă o carte criticată, analizată, respinsă, neprimită de toată lumea, neînțeleasă de toată lumea. De aceea chiar Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când este atacat de învățători, de farisei, de cărturari, folosește această expresie înțeleaptă și spune, vă rătăciți, neștiți Scripturile, dar dacă le cercetați cu atenție, în ele aflați viața veșnică. Adică ce este viața veșnică? Ca lumea să cunoască pe singurul și adevăratul Dumnezeu. Astăzi, în secolul 21, am putea o numi o ironie,
cum o forță divină să creeze universul cu galaxii, cu stele, cu planete, cu comete, cu constelații, cu tot ce vedem noi în infinitul univers, și să poată fi gestionat de un singur om. Când Duhul Sfânt ne spune prin prorocul David la Psalm, cel ce ai făcut cerul ca un cort, cel ce ai pus luna și stelele spre zile și spre ani. Când cartea lui Iov vine și ne spune destul de clar și de frumos, când am făcut luminătorii cei mari, m-au lăudat toți îngerii mei. Pentru a înțelege aceste taine de dincolo de Dumnezeu, în primul rând trebuie să fim pregătiți sufletește. Cuvântul suflet este valabil numai pentru cei ce cred în Dumnezeu, în ciuda faptului că Dumnezeu a îngăduit din lucrarea Lui divină și din bunătatea Lui supremă, ca și ateii și necredincioși și toți neoprogresiștii și marxiștii și toți ateiștii și toți cei care ignoră sau sunt nihiliști față de persoana lui Dumnezeu, de ființa supremă a lui Dumnezeu, să aibă cuvânt, pentru că Dumnezeu ar putea face o selecție rapidă și curată în clipa în care ar îngădui ca cei ce nu cred în El să nu mai poată cuvânta și să scoată sunete precum dobitoacele necuvântătoare, răgete, zgomote și alte nenorociri și alte moduri de a se exprima, atunci ar înțelege necesitatea prezenței lui Dumnezeu. Dar atunci Dumnezeu intervine în creația umană și nu mai putem vorbi de liberul arbitru. Și l-a făcut Dumnezeu după chipul, pe om după chipul și asemănarea sa, cu voie de sine stăpânitoare, și l-a lăsat în mâna sfatului său. Cred că nu trebuie să fim astăzi supărați sau nu trebuie să fim niciodată supărați, chiar nici din faptele vremii, din timpul Mântuitorului Iisus Hristos, pe faptul că lumea este înverșunată asupra lui Dumnezeu sau asupra lui Dumnezeu se ridică tot felul de opinii și păreri, pentru că El este Cel care rabdă cel mai mult și ne suportă nouă toată mărșăvia acestei lumi. Toată mizeria acestui pământ de căzut transformată într-un iad viu. Toată ura dintre oameni. Tot limbajul mizerabil. Deci, în primul rând, aceasta arată lipsa de cultură, lipsa de educație, lipsa de morală, lipsa de bun simț, lipsa de creștere sănătoasă, lipsa celor 7 ani de acasă. Tot felul de impotenț moral, tot felul de impotenț rațional și intelectual vin și aruncă cu vorbe și cu cuvinte triviale în Biserica lui Hristos, crezând că prin aceasta îl desfințează pe Dumnezeu. Dumnezeu fără noi rămâne Dumnezeu, iar noi fără Dumnezeu suntem nimic. Mântuitorul Iisus Hristos, când se apropie de cetatea Ierusalimului, găsește o cetate deja bolnavă. Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut eu să adun puii tăi, fiii tăi, precum adună cloșca puii, și nu m-ai ascultat. De acum vei rămâne pustie și piatră din piatră pe piatră din tine nu va rămâne. Lucru împlinit de 2 ori, întâi prin izgonirea tuturor evreilor din Ierusalim în timpul împăratului Claudiu, apoi la anul 70, în timpul lui Titus Vespasianus, care va ara Ierusalimul și va semăna sare, și apoi în timpul lui Hadrianus, secolul 4, când Ierusalimului se schimbă și denumirea din țara sau pământul păcii sau țara sfântă, Ierusalim sau orașul păcii, în Agia Elia Capitolina, adică un nume dat de împărat ca să dispară pentru totdeauna terminologia de
Ierusalim. Această mânie a Domnului Hristos a fost o mânie îndelungă pe care personal o negociază cu Tatăl Său în ideea îndreptării oamenilor. Când este târât la cruce și bătut în cuie, Mântuitor